Așa nu-i corect! Trebuie să fim pe picior de egalitate! Toți aveți măcar câte un bec, dar eu aici nimic! Sigur că așa vor câștiga ceilalți, cu camerele lor secrete! Eu, dacă aprind lumina aceasta mare, mă vede toată lumea! Ce fel de secret va fi? Nu, așa nu merge! Da, vrem și noi să avem camera de jucării luminice colorate. Ok, mă duc până la magazin și vă cumpăr două luminițe, ca să nu spuneți cumva că ați pierdut anumit din cauza mea. Pregătiți-vă, challenge-ul va fi foarte dur. Challenge-ul se apropie cu pași grăbiți, gata, este pe final, dar la mine camera secretă încă nu este gata. Trebuie să mă grăbesc până vine tati cu luminițele. Vă mulțumesc că mi-ați amintit în comentarii că în bucătărie trebuie să fie neapărat și un frigider. Și iată că l-am și adus! Tati îmi tot reproșează că atelierul meu secret nu seamănă cu un atelier. De aceea îi voi face un upgrade. Mami, banda LED la tine din living este pregătită. Acum să nu ai pretenții la mine în cazul în care vei pierde challenge-ul. Fără abțibieduri și diferite stickere. Toți au etajere, dulapuri. Dar eu nu rămân în urmă. Iar dulăpiorul care aici nu a încăput, l-am pus deasupra frigiderului. Doar că trebuie să-i maschez șuruburile. Și apropo, mulțumesc frumos pentru toți cei care votați pentru mine, pentru că eu depun foarte mult efort. Da, sunt ele! Niște rafturi, dar nu sunt simple. Eu am nevoie de veselă care să se combine perfect cu bucătăria mea și voi începe cu aceste cări. Ce culoare să iau? Ce model? Într-un hotel de 5 stele, cel mai important element sunt tablourile. Mi-am luat și eu, nu doar unul. Uite, stă aici. Și sunt curioasă să văd ce este în interior. Nu este un tablou simplu, e ceva deosebit. Iar dacă votați pentru mine, cu siguranță voi câștiga acest challenge! Eu am puține voturi, de ce le aranjez frumos. În magazin m-am tot gândit ce culoare să aibă cânele, paharele, în general toată vesela. Și ochii mei fugeau după toate culorile. Și albe, și roșii, și verzi, sau și mai și colorate. Dar, într-un final, am vrut ca vesela să se combine perfect cu bucătăria. Și într-un final, m-am oprit la această culoare. Voi ce credeți? Am făcut sau nu o decizie corectă? Scrieți în comentarii. Numai să nu le stric. Tabloul meu este rupt! De ce? Așa mi-a ajuns în colet. Dar nu pot să fac nimic acum! Trebuie să mă grăbesc ca să finalizez mai repede challenge-ul. Și ceva să inventez și să mă gândesc ca tati să nu observe. Ce tare e rupt! Totuși ceva trebuie să facem cu această gaură, pentru că aceste pahare pot cădea acolo. Melissa, nu te plânge pentru că gaura este perfect unde e și locul. Acolo voi pune decanterul meu pentru vin. Vezi, nu încape. Leana știe unde să-și pună garafa, Melissa. Nu știu cum a făcut Melissa o bucătărie, dar eu cu un dulăpior nu prea mă descurc. Vreau să fie totul ideal. De aceea am împrumutat laserul lui tati. Și pahare pentru suc, mai mici, dar și mai mari, care sunt de aceeași culoare.
Și ce bine că am bandă cu care pot lipi tabloul de perete. Nu trebuie să bat cuie, să umplu cu șurubelința electrică. E simplu! Căni negre. Cănile și paharele deja le-am pus în dulap. Iar acum urmează farfuriile. Nu știu ce se întâmplă azi cu mine, dar fac doar gafie. În loc să lipesc adezivul aici, l-am lipit pe față. Important să nu se ia culoarea aceasta de pe tabloul meu. Iar la farfurii aceeași problemă. Cât de multe culori erau acolo, cât de interesante. Și m-am decis să iau de culoarea bucătăriei. Uite așa arată. Mie îmi plac, dar vouă? Hai că n-a fost așa de greu. Ultima scândură și am terminat cu dulapul. Am luat și boluri pentru supă, dar și farfurii pentru felul 2, care le voi pune aici. Dar pentru ce sunt acestea? Dar acestea albe? Înainte de a-l pune pe perete, vreau să vă întreb, să văd cine ghicește primul. Ce reprezintă acest tablou? Aici este un indiciu. Sunt doi copaci și... Cine-i primul? Cine-i primul? Cine scrie în comentarii? Etajera este gata, dar nu văd a doilea dulap. Dacă l-am pus aici, parcă l-am asamblat cum trebuie. Farfuriile de rezervă pentru musafiri, dar și bolurile pentru salată le voi pune în acest dulap. Așa. Am uitat să spun, musafiri secreți, în bucătăria secretă. Vai, am bifat o singură bucată. La ce m-am gândit? Să dau comandă și de a doilea. Ghiciți de ce culoare mi-am ales tacâmurile. Desigur, la fel de culoarea gri. Și atașa se văd pe masă. Tacâmuri de culoare gri? Ce gri, că ăsta e negru. Zici că sunt murdare, Melissa. Tati, am vrut să fie totul într-o singură culoare. Nu, ba roșu, ba verde, ba galben, ba albastru. Ce face neatenția? Eu aici am pus agățătoarele, dar de fapt trebuia să le pun în linie cu acestea. Deci... Da-da-da-da-da-da-da! Ce emoții mari am! Și... Ia să vedem... Pe mijloc, dacă l-am lipit odată, aici rămâne. Dar gratițele și tigăile, toate sunt de o mamă! Nu am avut niciodată așa ceva! Sunt foarte drăguțe și sper să țină mult timp și să fac mâncare gustoasă în ele! Apropo, Melissa, am aici pernaț de casă de la Sebo. Ia-mi, te rog, să mi-l prepari la noua ta plită și la noua ta tigaie. Oh, cu mare plăcere! Chiar acum o gătesc. Gata, se ține foarte bine. Ce să pun aici? Ceva foarte important pentru atelierul meu. Tigaia este nouă, deci trebuie să o spălăm foarte bine. Vă place așa tip de tablou? Cine a ghicit ce e aici? Și... ca un puzzle! Stai! Pun un pic îndepărtat. Așa. Aici voi pune cele mai tare lucruri pentru atelierul meu. Da, da, le pun aici. Wow!
Wow, ce emoții am! 2 în 1. Copac și... Și... O fetiță! Mami, ăsta este copacul care îl reprezintă pe Mihai Eminescu? Nu știu, tate. O să-ți răspundă abonații ce este aici la mine. Tate a observat că ăsta este un copac, însă nu a văzut că rama este ruptă. Primul nostru aparat foto. Prima noastră cameră de filmat. Am cumpărat-o de la o televiziune de știri. Mi-a scris cineva în comentarii că la mine în bucătărie vrea să îmi pun o plantă curgătoare. Și va sta, uite, pe acest riflaj. Prima noastră lampă cu două culori. Rece și caldă. Votați pentru noi! Noi am aranjat totul. Aveam multe jucării. Mașini mari, mașini mele jocii, așteluza mici și jucării pentru Mihaela. Găleata de gunoi, atât de frumoasă! Zici că e o operă de artă și se combină cu bucătăria mea. Trebuie să-i pun doar o pungă. Pungă neagră pentru gunoiul menajer. Are și pedală, deci îmi va fi mult mai ușor să deschid. Și așa nu voi murdări găleata, dar nici găleata nu-mi va murdări mâinile. Prima noastră cameră cu care am filmat sub apă. Ei, se maschează tot. Zici că nici nu a fost rupt. Iată așa. Tabloul meu cu o domnișoară și un domnișor este gata. Și ce frumos! Îmi place foarte mult! Votați pentru mine să câștige mamei mele mii! Dar mai am încă de lucru. Încă o dată mai văd așa încălcare gravă, vei fi penalizată. Ce s-a întâmplat? Nu am făcut nimic rău. Ba da, gunoiul trebuie sortat. Ups, am uitat. Atunci voi avea nevoie de un tomberon pentru sortarea deșeurilor. Da, pe lângă această găleată vei mai avea nevoie de cel puțin încă 3. Și primul meu microfon pentru ASMR. Și like pentru atelierul meu secret. Cum? În camera mea secretă să am 3 tomberoane? Nu! M-am gândit să cumpăr doar unul, dar care va avea mai multe despărțituri. Pentru sticlă, hârtie și plastic. Până vine insula, îl voi pune aici la perete. Lângă tomberonul cu gunoi menajer. Uite așa arată jumătate din atelierul meu. Abia aștept să vină și a doua etajeră. Fără ea, atelierul meu nu seamănă cu un atelier. Și tu cu așa cuțite crezi că vei tăia multe? Păi acele cuțite sunt pentru servit. Ia privește ce mi-am luat eu. Uite cât de multe feluri de cuțite! Bravo! Și aici nu mai ai spațiu pentru ele! Caută dacă mai găsești! Iată cu spațiul! Vezi un pic mai târziu! Da, Mircea! Atelierul tău începe să prindă contur! Dar să vedem cum te vei descurca tu la bibliotecă! Scriți în comentarii că eu sunt bun de șef de șantier! Cât de multe ustensile noi am! Diferite cuțite, masat, curățitor pentru legume! Și la toate le-am găsit un spațiu de depozitare! Uite aici!
Inventiv, doar că bucătăria ta încă nu e utilată perfect. Am o viteză foarte faină, care se combină perfect aici. Doar că am o problemă. Am căutat prin toată casa, dar nu i-am găsit capul. Plec imediat la magazin. Poate găsiți ceva pentru ea. Nimeni dintre ei nu au în camerele lor secrete așa geamuri mari cum am eu. Și de aceea vreau să le spăl să fie cât mai curate. Oh, doar atât? Și cum te spăl? Stai, băieții au ceva. Hei, cine vrea sandwich? Cine vrea gofre? Cine vrea carne la grătar? 3 în 1. Hei, vreau să mă laud! Astăzi, norocul meu că am prins reducerea. A fost ultima lampă și de la vitrină. I-am dat-o la jumătate de preț. De fapt, n-am avut nevoie de ea. Doar de capul ei. Perfect! Arată cu mult mai bine. Dar oare se va ține? L-am cumpărat de mult, dar abia acum i-a ajuns rândul să-l folosesc. Ceva nu vrea. E prea mare sau prea mică? Nu, e perfect. Mă duc repede după bec. Iată și secretul. Dodo, cu asta voi spăla geamurile pe din afară și pe dinăuntru în același timp. Chiar e puternic magnetul ăsta. Forma pentru sandwich, gofre și cărniță. Îmi buretele bine. Am luat cel mai mic bec, pentru că lumini puternice deja avem aici și l-am luat de culoarea galbenă, caldă. Dar de ce nu arde? Ce s-a întâmplat? Ce frumos! Cât de mult îmi place! Și acum, cum spuneți? Eu zic că îmi place foarte mult biblioteca. Dar mai am ceva pentru ea. Mi-am luat și un toaster. Tati va fi încântat. Să pun aici cârligul, nu cumva să pierd. Cum se numește asta? Ștergătorul de geamuri? Și ia să vedem. Aici am pus storcătorul pentru stors citrice, smoothie și apă cu bule. Și acum cireașa de pe tort. Mi-am luat un robot. Așa. Este să înceapă distracția. Vai, ce curată este. La început să le spăl bine. Wow! Oare geamul Melisei e întreg? Da, trebuia să o țin mai din scurt. Foarte mult mi-am dorit așa ceva. Și acum etapa finală, să le șterg bine, bine. Ia să vedem. Rămâne curat? Hai, drăguțo, spălăm geamul! Dacă vă place și vouă acest proces, apăsați pe like și votați pentru Mami Melimi! Este! Primul geam e gata! Diferență totală de celălalt! Atât de mult am vrut acest an să mergem în Punta Cana, dar eu am o altă idee! De ce Punta Cana să nu vină la mine? Iată acum, va veni! Dacă geamurile deja sunt curate,
Am adus și florile. Trebuie să le ud, pe drum s-a uscat un pic. Așa. Una aici și alta în celălalt colț. A ajuns ceva din Punta Cana? Matei, privește! Vai, ce mare! Și ce fel de instrucțiune! Acesta este un șablon! Oh, acum e altă grâscă! Așa arată micul meu prieten, care poate face foarte multe chestii! Cu șablonul ăsta îmi va fi foarte simplu să instalezi tabloul! Matei, dă-mi te rog creionul! Cine, Mircea? Mulțumesc! Inimioare, inimioare! Se apropie, Dragobete! Doar ce am eu aici? Doar eu știu! Și veți afla și voi imediat! Aici voi amesteca diferite cremuri! Aluat! Și am pentru asta mai multe teluri! Wow, ce grele sunt! Sunt mai multe! Oh, ce sunt protejate să nu se zbirie! Dar tabloul meu nu este unul simplu! Este compus din 7 bucăți! Mircea, uite ce frumos e la mare! Dar noi aici nu suntem. De ce? Matei, noi ne vom imagina că noi suntem acolo! Storcătorul pentru citrice! Wow! Sunt 4 tablouri și sunt fețe. Mi-au plăcut atât de mult încât nu am putut să nu fac comandă de așa ceva. Dar această bucată unde s-o pun? Aici cu siguranță nu? Nici aici? Atunci acolo. Da, aici. Ce frumos! Mircea, mai am încă unul mare. Mulțumesc, Matei! Pe acesta aici. Nu mișcăm pe acesta din mijloc, că am stricat tot. Să nu cadă! Ceva n-am pus eu bine acolo. Storcătorul pentru fructe și legume. Aici am un tablou realizat din 2 linii continui. Foarte frumos! Hai să completăm tabloul nostru! Hai, Matei, pune-l! Iar când vreau să pregătesc smoothie, fac o transformare! Nu e tot. Dar cui îmi plac pârjoaiele, perișoarele și chifteluțele, vă voi invita la mine atunci când le voi face. Acesta îl întorc așa și am un aparat care toacă carne. Oare îmi va reuși să maschez aceste cabluri? Eu nu, dar tabloul le va masca. Mulțumesc, Matei! Și dacă este el, trebuie să fie și ea! Și în partea cealaltă? Ona și Won. Cine știe ce înseamnă asta, să ne scrie în comentarii. Cât de mic, dar e voinic! Popcornul și vata de zahăr vor sta la îndemână! Ce noroc! Vai! Vor fi perfecte pe masa mea! Dar eu nu v-am zis secretul principal acestui tablou! Noaptea! Luminează! Fiți atenți la asta! Wow!
Impresionant, Mircea! Meriți o notă foarte mare. Am fost la magazin și când am văzut astea, nu m-am putut abține să nu le cumpăr. Se combină cu tablourile de pe peretele din living. Nici nu mi-am dat seama că voi putea găsi așa ceva. Păcat că masa e mică. Vom gusta și noi astăzi pentru prima dată cârnați de casă. De așa gen. Am găsit și câini cu fiețe. Wow, le iau. Super. Yeah, ce-am mai găsit? Câini în același stil. Vai, ce drăguțe sunt. Mică pauză de masă. Eu pregătesc platoul cu bunătăți. Și toate sunt de casă. Iată, această idee îmi place. Facem primul test la mâncarea pregătită în bucătărie secretă a Melisei. Și toți vin în sufragerie mea și mănâncă bucatele pe care le-am gătit eu. Atunci, poftă bună. Mulțumim. Prindeți la puteri, pentru că a rămas ultima sută de metri până la aflarea adevărului, aflarea șefului șantierului. Eu zic că totul e clar. Îți place? Îi place. Mai vrei?